24 aprilie, Ziua Europeană a Hormonilor. Această zi este dedicată creșterii gradului de conștientizare a factorilor de decizie europeni și naționali, precum și a publicului, cu privire la rolul semnificativ pe care l-au hormonii asupra sănătății și bunăstării, dar și în prevenirea, tratarea și traiul cu numeroase boli, inclusiv unele dintre cele mai răspândite afecțiuni din lume. Mai multe informații despre hormon ne aduce doamna dr. Andreea Nicoleta Dumitrașcu, medic specialist endocrinologie, în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Aflăm în minutele următoare ce sunt hormonii și cum ne influențează viața. Bună ziua, doamna doctor! Așa cum spuneam, astăzi, 24 aprilie, este marcată Ziua Europeană a Hormonilor. Care sunt aceștia mai exact? Hormonii sunt produși de secreția ai glandelor endocrine. Există mai mulți hormoni, fiecare cu propria funcție esențială. Dintre aceștia voi enumera cortizolul, testosteronul, adrenalina, estrogenii, prolactina, tiroxina, hormonul de creștere. Ce sunt hormonii și cum funcționează ei? Hormonii sunt mesageri biologici care călătoresc prin tot corpul, spunând celulelor și organelor noastre ce să facă. Hormonii sunt esențiali, ne ajută să creștem și să ne maturizăm, fac față stresului, ne ajută să ne menținem în formă și sănătoși, ne gestionează metabolismul și determină funcția noastră sexuală. Ce sunt tulburările endocrine? Tulburările endocrine sunt cauzate și caracterizate de niveluri hormonale anormale, fie prea ridicate, fie prea scăzute. Tulburările endocrine includ bolile tiroidiene, obezitatea, cancerul, tulburările de creștere, diabetul, hipertensiunea, osteoporoza, infertilitatea, disfuncțiile sexuale, precum și multe boli rare. Ce recomandări aveți pentru pacienți pentru o bună funcționare hormonală? Adoptarea unui stil de viață sănătos, prin activitate fizică adecvată, efectuarea de exerciții fizice o oră, jumătate, două ore pe săptămână, va ajuta organismul să producă hormoni. Să mâncăm sănătos, mai multe fructe proaspete, legume și cereale integrale și să păstrăm la minim alimentele procesate. Să dormim suficient, cel puțin 7 ore de somn întrerupt de la aceeași oră în fiecare noapte, ne va ajuta să ne trezim odihniți și plini de energie. Un factor important în buna funcționare a sistemului endocrin este prevenirea deficiențelor hormonale care pot fi evitate prin menținerea aportului de vitamină D, să consumăm pește gras, cum ar fi somonul și sardinele, să luăm în considerare administrare de suplimente de vitamină D în lunile de toamnă și de iarnă, când expunerea la soare este redusă, să consumăm alimente bogate în calciu și iod, incluzând aici fructele de mare, algele marine, ouăle și lactatele, care pot ajuta la menținerea nivelului de iod. În ceea ce privește factorii externi, este recomandat de a reduce expunerea la perturbatorii endocrini, prin evitarea ambalajelor din plastic, îmbunătățirea calității aerului din interior și să alegem cu grijă produsele de îngrijire și cosmeticele, deoarece pot conține substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin. În final, trebuie să fim conștienți de semnele și simptomele precoce ale bolilor endocrine, să obținem un diagnostic precis și să discutați cu medicul dumneavoastră dacă prezentați oricare din următoarele simptome: creștere sau pierdere în greutate inexplicabilă, sensibilitatea la frig, modificări ale poftei de mâncare, oboseală, piele uscată, unghii casante, apariția depresiei sau sete excesivă, semne pubertare timpurii sau târzii, în afara vârstei de 8-13 ani la fete și 9-14 ani la băieți, iar specific adulților, pierderea libidoului, cicluri menstruale neregulate și infertilitate. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna dr. Andreea Nicoleta Dumitrașcu, medic specialist endocrinologie în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Vă reamintesc, pentru consultații sau alte informații, puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la sediul spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.